Trei autospeciale ale pompierilor militari Câmpineni și un echipaj Smurd au plecat în viteză în seara zilei de 5 martie către Sece Ira, după ce au fost anunțați prin intermediul 112 că într-o hală a izbucnit un incendiu. După ce au fost plimbați de la o poartă la alta, pompierii militari au reușit să intre în curtea întreprinderii și în scurt timp au reușit să lichideze incendiul. În urma cercetărilor efectuate în hala de strungărie, pompierii militari au tras concluzia că totul a plecat de la un scurt circuit electric cauzat, se pare, de un cablu izolat necorespunzător. Data de 5-a 2009, la ora 26 minute, am fost anunțat de producerea unui incendiu în hala de strungărie, la un panou electric, la Sece Ira, Câmpina. Ne-am deplasat cu trei autospeciale de lucru cu apă și spumă și am ajuns acolo, la fața locului, am folosit două stingătoare. Ca sursă probabilă de aprindere la incendiu este un scurt circuit, iar împrejurarea determinantă este un cablu defect sau neizolat corespunzător. Intervenția a fost una destul de ușoară. Totuși, cantitatea de fum degajat a fost mare. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit în urma incendiului.